Sunteți regizor de film, născut în Piatra Neamț. Puteți să ne descrieți o zi marcantă din copilăria dumneavoastră? Au fost atâtea zile marcante încât chiar în cursul am să mă gândesc. Prima mea amintire din Piatra Neamț, cred că s-a întâmplat când aveam 3 sau 4 ani și constă într-un lucru foarte dramatic, aparent, dar care m-a marcat pe tot restul vieții. Aveam o bucătărie mare cu un geam uriaș, cred că avea 3 metri lungime și 2 metri înălțime. Era o dimineață de primăvară, iar eu am asistat atunci la o lucru care mi s-a părut foarte rău, pentru că era o albină care voia să se apară și n-avea pe unde. Și aia m-a marcat pentru toată viața, cred, pentru că am avut visul ăsta recurent, că sunt într-o incintă care nu îmi dă voie să ies în exterior. Toată viața am fost oarecum rebel, pentru că îmi căutam cu tot din adinsul libertatea. La ora actuală, noi construim calea ferată, la care o contribuție și-a aduce și tineretul din oraș. Calea ferată va constitui pentru orașul nostru un viitor luminos. Un tip de libertate, un tip de ieșire. Vreau să fac numai ce vreau și bineînțeles că asta a dus la tot felul de conflicte cu bunica, cu părinții, cu școala. Dar asta e prima. A doua amintire, care iarăși nu s-a transformat într-un vis, dar chiar că mi-a dat aminte cu mare claritate, a fost atunci când vecinii noștri evrei de pe strada mare au început să plece. Și diminețile mă uitam cu tristețe cum îmi pleacă prietenii. Și pe vremea aceea nu se pomenea, deși exista statul Israel, dar în folclorul popular exista Palestina. Da. Își făceau lăzile și plecau și emigrau și știam că nu o să-i mai văd niciodată. Dar am rămas cu o moștenire din partea lor, care mi-a provocat oarecare necazuri mai târziu, pentru că erau elevi mai mari care nu aveau ce face cu cărțile de școală pe care am învățat seara de atunci. Eu eram în clasa a doua, a treia, iar cărțile erau de clasa a opta, a noua, a zecea. Și țin minte că tot ce colecționam de la ei, ce primeam în dar aceste cărți, că poate o să-mi folosească, le puneam într-o ladă. În seriile lungi, când nu aveam ce face, nu aveam cu joaca, hai să spunem, prietenii de joacă nu mai existau sau erau ocupați cu altceva, mă apucam să citesc din acele cărți. Și la școală eram prea avansat pentru știința mea și lumea credea că sunt foarte deștept, dar de fapt eu eram foarte informat. Și părinții mei au fost chemați la școală și s-au fost întrebați dacă discută lucrurile astea cu mine, adică teoriile din matematică, fizică, geografie, nu făceam distinții. Încercam să le iau în ordine și deslușeam. Iar la urma urmei a fost cumva și o chestie care i-a marcat pe vieții profesori, pentru că eu am cerut în clasa a patra să trec direct în clasa a șaptea, că știu materia. Așa. Ei, sigur că i-a jignit, a spus, dar ce ești? Lomonosov sau Miciurin sau... Da. Pentru că evident că învățam ceea ce puteam eu să asimilez. Da. Să nu crezi că eram mare savant. Dar știam de scriitori, știam de geografie, știam oarecum noțiuni elementare de chimie. Și lucrul ăsta e minunat pe profesor, că de obicei elevul nu învață nici măcar ce se predă, iar eu știam deja cu câțiva ani înainte. Ei, lucrul ăsta mi-a adus oarece necazuri. Dar până la urmă vreau să vă povestesc că lucrurile s-au calmat și am început să fiu un copil normal. Ăsta era șocul acestei
șocul emigrării asupra cunoștințelor mele școlare. Mai departe, mai țin minte că atunci când am început construcțiile în Piatra Neamț, noile blocuri, și vreau să vă amintesc că am stat pe strada cu Zabot, așa se chema strada mare, 144, și culmea a făcut că cinematograful a fost panoramic, nu știu cum se cheamă acum, Monamur sau așa ceva, da? Este exact pe locul casei părintești, cum ar veni. Destin. A fost poate destin, poate coincidență, pentru că vreau să vă spun ceva. Coincidența este felul lui Dumnezeu de a fi discret. Da, da. Așa se spune. N-am inventat eu lucrul ăsta. Ei, și vreau să vă spun un lucru. Eram copil cu toată gașca mea de, hai să spunem, de personalități neaccentuate la vârsta aceea. Așa se spune pentru un copil normal. Iar persoanele care astea numesc troublemakers, adică ies în evidență, aia sunt personalitățile accentuate. N-ai voie să spui derbedeu, golan sau altfel. Îi spunem troublemakers sau personalitate accentuată. Așa cum unui gras trebuie să-i spui provocat pe orizontal. Poți să-i spui obez. Tot felul de eufemisme care în cultura noastră deja progresistă n-ai voie să jignești prea multă lume, pentru că ești trecut la index, adică pur și simplu eliminat din orice activitate socială. Haideți să reluăm povestea cu care iarăși m-a marcat. Am spus că era în plină perioadă de plecare a evreilor. Și iarăși vă spun, amintirile mele sunt între realitate, vis și propria mea imaginație, că știți foarte bine că un om niciodată nu-și amintește, și asta ar trebui să știe justiția, nimeni nu-și amintește cu exactitate un eveniment. Totdeauna mai adaugă ceva sau mai scade ceva. Asta e memoria umană, nu e vina mea. Deci nu acuzați niciodată mincinoșii sau martorii că nu vor să spună. Pur și simplu nu-și amintesc. Adică e o chestie absolut fiziologică. Și vreau să vă amintesc de chestia asta care țin minte, se făceau șanțurile pentru noile blocuri. Intrase tot orașul în demolări în anii 60 și se săpau fundațiile pentru blocuri. Și ești cu cine? Cu cine crezi că se făcea? Cu pușcăriași. Da. Erau oameni, dar erau într-un regim pușcăriaș nu foarte grav. Nu imaginați că erau în lanțuri deținuți. Erau niște oameni, pentru noi erau niște oameni în ținute vărgate, care vedeam că sapă la... Și noi, cei rămași pe stradă, puținii băieți care eram acolo, dar erau și fete, ne făceam de lucru prin fundațiile viitoarelor blocuri. Evident că ne jucam de-a nemții și de-a rușii. Adică lumea spune hoții și vardiștii. Asta e o prostie. Clar erau, unii erau nemți, unii erau ruși. Și atunci ne împușcam de zorși nevoie toată ziua. Dar am mai descoperit un lucru. Contra unei bagnote de un leu, țin minte, era o bagnotă de un leu care era de culoare maro, spun asta, s-a întâmplat anii 60. Și primeam câte un leu și de la o anumită zonă puteam să ducem pachete de ținuților trimise de familiile lor. Familiile lor, mame, surori sau neveste, nu puteau să se apropie de ei. Erau păziți de milițieni. Dar copiii aveau voie, mergeam prin șanțuri și făceam o adevărat aventură din lucrul ăsta, adică era o chestie care ne punea trupul în adrenalina cea mai de calitate, adică să te duci, să pătrunzi în liniile dușmane
Și noi ne imaginam că acei milițieni sunt niște naziști și noi ducem la partizani. Partizani. Ei, pentru asta primeam câte un leu la fiecare chestie. Într-o bună zi, nu i-am mai găsit la treabă. Și am aflat prin mijloacele noastre specifice, cum se spune acum, că sunt la regiment, la grădina de Zarzavat. Aveau de lucru acolo. Sigur că ne-am dus acolo, familiile lor erau în continuare. Și am văzut o scenă care iarăși mi-a rămas în cap, așa ca o amintire extraordinar de puternică. Ce credeți că făceau deținuți? Acolo, la regiment, se spune, acum nu știu cum se cheamă, dealul ăla unii, chilii sau așa ceva. Da, tot la regiment. Tot la regiment? Da. Și chiar în regiment. Și era o grădină de zarzavat. Și acolo era hai să spunem așa, câteva hectare de varză. Iar deținuții culegeau omizile de pe varză și le puneau în niște cutii. Și apoi plecau mai departe și le aruncau într-un șanț. Și multă vreme mi-am adus aminte de lucrul ăsta, că un prieten de-a meu, alergam cu un prieten de-a meu și a căzut în șanțul ăla, nu l-a mai văzut. Așa, mi-am adus aminte că a căzut în șanțul ăla și rostogolind în șanțul ăla au ieșit sute, mii de fluturi albi din șanțul ăla. El s-a pierdut în, asta vă spun, în mintea mea și în imaginația mea. Dacă s-a întâmplat cu adevărat, nu pot să vă spun, dar imaginea este la fel de reală ca și cum s-a fi întâmplat. Și acel prieten al meu, pe acel prieten nu l-am mai văzut niciodată. Pentru că, de fapt, emigrase. Eu nu știu dacă s-a întâmplat în imaginea mea. Da. Era într-un vis al meu, nici acum nu știu. E între realitate și vis, v-am spus dinainte. Deci rămăsesem la acea zonă temporală de schimbare la față a orașului Piatra Neamț. Am prins perioada anii 50-60, când încă se săpau fundațiile viitoarelor blocuri. Lumea era îngrijorată pentru că nu știa cum o să trăiască, se spunea pe vremea aceea, în niște un fel de cutii de chibrituri lipite una de alta. Lumea era obișnuită cu casa, cu ograda lui, cu livada lui. Și atunci au intrat foarte mulți într-o stare de neliniște. Această demolare a vechilor case, o schimbare la față totală a orașului, a creat și o schimbare demografică senzațională, pentru că, vă dați seama, foarte multă lume a încercat să se relocheze la același mod de viață pe care l-au avut, s-au reîntors la țară. Pe de altă parte, foarte multă lume din mediul rural au venit și au ocupat locurile și apartamentele din București. Lumea aceea pe care a cunoscut-o inițial în primii ani de viață nu mai corespundea cu ceea ce știam eu. Era evident o schimbare și demografică și sociologică. Încă nu cunoșteam cuvintele astea, dar abia acum încerc să le conștientizez că era o revoluție și mentală și afectivă, socială, care de fapt mai târziu m-a creat pe mine cel care sunt acum. Prin ani de viață au fost ca un fel de vis, pentru că aveam prieteni, cunoștințe, care la rândul lor aveau în spatele lor o întreagă istorie și o întreagă, hai să spun, biografie, care ne apropia. Cea mai dramatică poveste a fost acea plecare a ei și acea emigrare a evreilor, anii 50-60, în care evident că noi, eu din motive medicale ai mei nu au plecat mai departe, nu au emigrat în Israel,
aveam rude acolo și spuneam cu un copil, dădeam semne de, o boală misterioasă pe vremea aceea, pur și simplu nu puteam să mă deplasez, nu puteam să merg. Între 4 și 6 ani am stat mai mult în casă. Sigur, nu tot timpul, dar oricum eram un copil mai bolnăvicios, mai, sau cel puțin așa și imaginau bunicii mei care m-au crescut. Dar schimbarea asta, până la urmă, a fost benefică. Am trăit într-o lume eclectică și foarte interesantă. Pentru mine totul era nou. Vă dați seama, pentru un copil, totul devine miraculos și senzațional, atât timp cât ai lucruri noi și ai ce învăța. Era absolut o minunăție. Am văzut oamenii și aduceau de la țară, cel puțin în zona în care am trăit eu, și aduceau vechile obiceiuri și alimentare și de viață și de, hai să spunem, de cultura ancestrală. Așa că am învățat enorm de la oamenii care m-au înconjurat. Iar partea proastă este că aș vrea să readuc la viață cumva prin mijloacele mele, care sunt absolut modeste, să aduc la viață acea lume uitată. Am văzut în zona asta mai mult, nu românească, ci mai moldovenească, sau în afară de Ardeal, unde, hai să spunem, acolo probabil că lucrurile, din punct de vedere birocratic, au fost foarte bine puse la punct. La noi s-au pierdut o grămadă de documente, o grămadă de dovezi. Lumea s-a modernizat și pur și simplu a aruncat și a distrus tot ce era vechi. Avem foarte puține dovezi de cultură materială care n-a mai rămas. Românul are tendința de a distruge tot ce e vechi. Consider că este demodat. E un exces de modernitate care te face să rămâi fără istorie, fără identitate culturală. Și am să vă dau un exemplu de curând, care m-a interesat foarte tare. Stop. Am avut o experiență destul de ciudată, dar și, hai să spun, puțin tristă. Pentru că o cunoștință de-a mea a conservat un muzeu, cred că unic în România, se chema Muzeul Lânii. Muzeul era, de fapt, nucleul acestui muzeu a fost creat acum un deceniu de către un personaj dintr-un sat de lângă Piatra Neamț, și erau cele mai ciudate și mai valoroase produse care se obțineau din lâna oilor. Nu era vorba numai de accesături, era vorba de încălțăminte, de îmbrăcăminte, de lucruri care exprimau identitatea acelei zone și, în fond, identitatea profundă a oierilor români. Să nu uităm că tot în zona aia a fost și povestea cu Baltacorul Sadoveanu, nu? Era bun. Și organele locale, la moartea acelui ctitor al muzeului, au hotărât că muzeul intră în conservare, dar iată, această conservare s-a prelungit atât de mult. Când anul trecut s-au deschis ușile acelui muzeu, nu s-au găsit decât niște grămăjoare de lână mâncată de moli. Deci tot muzeul acela n-a fost conservat, de fapt, a fost uitat de către autoritățile locale și totul s-a transformat într-o grămadă amorfă de lână distrusă de vreme. Hai să spunem că o fi fost moliu, că o fi fost umezeală, că o fi fost mucegai, nu știm ce a fost, dar oricum tot a fost distrus. Mă gândeam câtă muncă și câtă pierdere extraordinar de gravă s-a întâmplat acolo din neglijența
pur și simplu a unor oameni. De asta spun că avem un talent negativ. Distrugem tot, nu suntem atenți cu valorile materiale și mă uit la alte state care au încă din secolul 15-16 lucruri păstrate impecabil. Noi nu știm să vă... Dacă un lucru nu mai e la modă, îl aruncăm. E, nu e chiar așa. Nemții au un muzeu al tehnicii în care orice obiect de industrial, de casnic sau, eu știu, de uz comun, întotdeauna intră într-un muzeu al tehnicii și este păstrat pentru generațiile viitoare să se vadă evoluția acestor, să zic, reușite tehnologice. Noi nici măcar acel muzeu al lânii nu am putut să-l păstrăm și asta mi se pare foarte grav. Adică autoritățile locale nu sunt interesate decât de alegeri, decât de accesul la funcții importante. Dar n-or să reușească să meargă mai departe dacă nu o să aibă grijă de rădăcinile acestei lumi care reprezintă cultura românească, cultura materială românească. Toate muzeele se plâng că nu au o lume a obiectelor pe care se reprezinte, apropo de istoria României. Foarte puține lucruri s-au păstrat. Dar în continuare, gândiți-vă că în ultimii 30 de ani avem o reprezentare extrem de slabă a acestei lumi care, iată, clipitul ăsta din ochi, din anii 90 până în anii 2020, e o clipă dacă, în istorie. Dar nu avem niciun fel de lucru sistematizat, niciun lucru nu spun de neapărat de ideologia, care oricum asta e un lucru pasager. Dar vorbesc de chestia profundă, materială, interesantă, cum a evoluat lumea în acești 30 de ani de democrație originală. Nu avem, vrem să facem o mică istorie, nu avem cu ce ne reprezenta. Este la fel, totul distrus, totul împrăștiat, totul dezorganizat. Avem un fel de haos care se potrivește acum, neavând tradiție. Haosul se perpetuează cu fiecare generație, hai să spunem, chiar și în politică. De fiecare dată nu ai de unde să începi, să începe de la zero, să începe tot timpul din amestecat, tocmai pentru că nu există o conduită clară, asta nu, și nu vorbesc de ideologie, ci vorbesc de partea culturală. Nu există niciun fel de dovadă că lucrurile au evoluat. Pentru că totul se distruge, totul se risipează și e un lucru, zic eu, condamnabil lucrul ăsta. Deci aș vrea ca toată lumea să fie mai atentă la ce aruncăm, la ce păstrăm. Nu trebuie. Cineva ar trebui să existe poate un minister al istoriei care să aibă grijă de partea noastră cea mai profundă. Mă uitam, o prietenă de-a mea de demult, pe care am întâlnit-o cu puțin timp în urmă, și-a luat fica și-a făcut cu ea o excursie astăvară, o excursie tematică, mamă și fică, pentru că tatăl nu mai exista. O excursie pe urmele Victoriei Lipan.